am aflat de Eugen Botnaru, de fapt, de la niște prieteni foarte buni. Mi-au zis că ar trebui să ne întâlnim și cu siguranță o să ne placă. Eugen a venit ca și o managerească la moment, pot să zic așa, pentru că... Era exact ceea ce ne doream exact, noi. Da, eram desperați, căutam pe cineva care să corespundă tuturor cerințelor noastre. Ne doream un moderator care să fie nici prea glumeț, nici prea serios, nici prea mieros, nici prea agresiv. Ne-am întâlnit cu Eugen, ne-a povestit totul cu o seriozitate așa foarte, foarte mare, după care ne-am dat seama că de fapt are și un simț al umorului foarte... Delicat, da, foarte potrivit. Primul efect când ne-am întâlnit a fost vocea. Deci, bună ziua, o voce... voce care m-a impresionat și pe mine, fiind bărbat, da? E, îți transmite așa o siguranță, are un timbru foarte puternic, mereu vesel. Mi-a plăcut că era foarte flexibil, deschis. Noi am vrut să facem o nuntă mai diferită, să mai scoatem niște lucruri, să mai adăugăm altele și era extrem de prietenos. Ne-a înțeles și niciodată mi-a zis nu. Ba da, se poate, facem aia, facem cum vreți voi. Chiar a demonstrat că totul a fost exact așa cum a spus el. Toate lucrurile veneau de la sine în viziunea noastră, dar de fapt Eugen avea grijă de ele. Cel mai mult ne-a plăcut momentul când mai aveam noi niște momente când ziceam Eugen, hai să facem ceva așa. Și Eugen foarte calm spune, facem. Dar uite, hai să schimbăm acolo, nicio problemă. Nu spunea că uite, am stabilit asta din start și nu mai schimbăm nimic. Adică ne venea în întâmpinare și făcea totul așa cum ne doream noi. Și asta ne dădea o libertate, o siguranță și o liniște. Că asta este important. Da, oaspeții noștri au rămas foarte mulțumiți și cred că toți au amintit de Eugen cu mare drag și bineînțeles că după aia am avut multe cereri a datelor lui de contact. Știu că am ieșit de la întâlnirea aceea și a zis că da, el va fi. Am fost hotărâți. Da, și noi în primul rând am fost noi, Miri, am fost relaxați. Asta e foarte important, da. Mirii, de fapt, sunt stresați la o nuntă și vor să scape de stresul și să-l lase sau să-l transmită cuiva și un moderator bun poate să primească lucrurile astea dacă știe foarte bine ce are de făcut. Mi-amintesc un caz foarte interesant când niște invitați din România s-au apropiat și m-au întrebat dar voi l-ați adus din România? Că vorbește un accent perfect. Nu, e din Republica Moldova, ca să vedeți. Eu aș spune că Eugen este un băiat pozitiv. Eu aș spune că Eugen este simpatic și s-a potrivit foarte bine cu invitații noștri și cu noi. Da, este răbdător și este o persoană care oricând poate să te sfătuie ce anume, de ce anume ai nevoie și de ce nu ai nevoie la nunta ta. Da, și asta. De încredere, într-un cuvânt. Da, este o persoană de încredere și... Foarte important este că rămâi cu o amintire foarte plăcută când ai o nuntă bine organizată. Le-am recomandat și altor prieteni, mulți chiar au continuat cu Eugen Botnaru și le-a plăcut foarte mult chiar atunci. La mine. Fiindcă are un șarm, e și frumos fetele, deci să recunoaștem mie. N-am auzit asta. Cu mare drag îl recomandăm tuturor prietenilor noștri și nu doar prietenilor noștri. Cred că mai bine de atât nu se putea. Și a fost cu mare noroc. Da. Salut de la Rodica și Vadim din Londra și Matei acum. Ca să concluzionăm, îl putem recomanda cu foarte multă căldură oricărora dintre voi. Cred că se poate adapta oricărui nunț, fiind ea modernă, fiind într-un stil mai aparte, fiind, nu știu, vrei să faci ceva diferit, va face față cu brio. Recomandăm Eugen Botnaru. Salut!